Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune a Tehnologiei Informației. Tema de astăzi se numește Iașul în sărbătoare și în mediul online. Pentru că încă nu s-au terminat sărbătorile Iașului, am considerat că este foarte important să abordăm și din perspectiva rețelelor de socializare toate evenimentele acestea culturale care s-au derulat de la începutul lunii până în prezent. Încă nu s-au terminat, sărbătorile Iașului poate s-au terminat, astăzi este spectacolul de încheiere. Până la sfârșitul lunii, totuși, vor mai fi în Iași anumite târguri dedicate tot sărbătorilor Iașului. De aceea am considerat că ar fi bine să vedem cum este văzut Iașul și în mediul online, chiar la nivel de blogosferă, zic eu. Poate termenul mult prea, să zic, mult mai prea pompos din acest punct de vedere, dar să știți că nu este adevărat, pentru că Iașul este considerat un centru cultural, un centru religios. Acolo se întâmplă multe lucruri, așa spuneau invitați, așa spun pelerinii care au venit săptămâna aceasta și duminică la sărbătorile Sfântei Cuvioase Parascheva. Deci cred că și mediul online a contribuit foarte mult la promovarea orașului nostru. Și pentru că nu puteam să dezbat această temă singură, am alături de mine două invitate. Andreea Ignat, blogger, bine ați venit la noi în platou, și Elena Druță, tot blogger. Bună seara! Sunt două distinse doamne, ca să spun așa, și domnișoare, dragi mie, pentru că de când ne-am și cunoscut, și sincer, nu ne-am cunoscut decât de câteva minute, ore, nu pot să spun, de o jumătate de oră, noi am dialogat, evident, pe online, despre asta e vorba. Dar, intrând pe paginile domnilor, am văzut lucruri deosebite, lucruri care au fost promovate și vorbim aici și despre Filit, vorbim aici de Festivalul de Teatru pentru Tineret, vorbim despre lucruri care s-au spus, s-au scris și probabil că se vor mai scrie și se vor mai spune, nu? Exact. Eu sunt ferm convinsă că la cum v-am cunoscut. Ce putem spune despre distinsele invitate? Doamna Andreea Ignat, am văzut pe blogul dumneavoastră o postare care mi-a plăcut foarte mult. Sunt o femeie veselă care trăiește viața cu zâmbetul pe buză. Sunt mamă, blogger, om de comunicare și PR. Cospovești, exact, creezi conținut. Exact, cospovești. Exact. Niște povești deosebite, povești adevărate, nu neadevărate, dar scrise cu o peniță așa frumoasă încât îți merg la suflet și chiar te incită să iei acea carte, să duci la acel eveniment, deci are acea penetrare care îi trebuie de fapt și de drept a unui, îi trebuie unui blogger. Mulțumesc! Croitor de cuvinte, foarte frumos spus. Ce să vă mai dezvăluie? O să vedem pe parcurs despre ce este vorba. Trainer. Am văzut că ați scris și cărți. Nu, cărți. O carte. Să nu exagerez. Dar nu vă pregătiți și de a doua, pentru că am văzut. Bineînțeles, ne pregătim. Super. Ne puteți spune titlul? Femei perfect de imperfecte. Așa. Este o carte care conține 8 povești de viață de la femei care și-au spus un pic câteva momente importante din viața lor. Știți că sunt în viața fiecarei femei anumite momente importante, cum ar fi decesul unui părinte, nașterea unui copil, o depresie, un divorț, și atunci ar trebui să le spunem mai departe, tocmai ca să învețe și celelalte femei că e ok să vorbim despre asta și să vedem cum trecem împreună peste aceste momente dificile, dincolo de cum ne machiem, cum ne îmbrăcăm și alte lucruri de genul acesta. Proiectul a venit de pe un alt blog al meu, belva.ro, care este un blog colectiv de femei, unde nu discutăm despre machiaj și alte nebunii, ci strict despre evenimente personale, despre experiențe personale.
În 2017 am văzut că ați ajutat comunitatea bloggerilor, ați deschis un proiect, da? Pe social media, da? Așa. Nu mai știu ce am făcut în 2017. Eu am văzut că ați avut foarte multe rezultate totuși în 2017, pentru că foarte mulți oameni în acea perioadă au vizualizat blogul dumneavoastră și v-au incitat să le spuneți, să le împărtășiți din experiența dumneavoastră. Ce să vă spun? Aveți un proiect de suflet? Dacă am un proiect de suflet, sau mai multe. Toate sunt de suflet, pentru că odată ce începe un proiect, mă implic 100% în el și fac doar proiecte în care cred și în care îmi sunt dragi cu siguranță. Niciodată nu mă implic în ceva în care nu cred. Refuz din start un proiect în care nu cred și pe care nu-l fac cu pasiune, pentru că dacă faci lucruri care nu îți plac, cu siguranță nu iese. Cam așa este. O să trec la următoarea invitată, cu permisiunea dumneavoastră, Elena Druță, blogger, scriitor, și trebuie să divulg acolo un pic că a scris și ea o carte. Poți să-mi spui titlul cărții tale, te rog frumos? În 2017 a apărut pe lume copilul meu literar, să zic așa. Primul copil literar. Titlul este Fiind imagine, eseuri din adolescență, a apărut la editura Data Group și conține o serie de eseuri din adolescență. Titlul este foarte sugestiv și îmi este foarte dragă această carte datorită faptului că îmi reprezintă cei 4 ani petrecuți în liceu și sunt sigură că este o lucrare pe placul tinerilor și nu numai. Domnișoara, am permis să-ți spun așa. Sigur. A terminat, de fapt termină facultatea, nu, de medicină veterinară. Anul acesta, baftă, țurăm. Mulțumesc. Și ca să mai divulg așa din secrete, blogul pe care îl administrezi tu, ce temă ți-ai ales, de fapt? Pentru că un blogger poate să-și aleagă anumite teme, da? Deci de la turism, sport, eu știu, recenzii de carte, promovarea unui produs, promovarea unei comunități. Tu ce domeniu ți-ai ales? Pe blogul meu, elenascrie.blogspot.com, vorbesc despre cărți preponderent. Mai scriu despre evenimente, dar tot legate de lumea aceasta a cărților. M-am profilat în timp. Inițial am început doar cu un blog general despre orice, dar pe parcurs am trecut... Că acolo te regăsești tu, nu? Pur și simplu mi-am dat seama că despre asta vreau să scriu. Momentan tot asta vreau să fac. Pe viitor, nu știu, nu am un răspuns concret. Am o întrebare foarte, să zic așa, zic eu, pertinentă. De ce v-ați dorit să fiți blogger? Că acum se numesc blogărițe. De și ce? Blogger, mai ales. De unde, cum ați început? De unde pasiunea? De unde v-ați simțit acest lucru? Că toată lumea vrea să scrie, toată lumea, dar nu se ține. Deci, până la urmă, a fi blogger nu înseamnă chiar să scrii orice prostii, scuzați expresia. Ci, da. Acolo e un lucru serios, de fapt, și de drept. Și multă muncă. Încep eu? Okay. Eu mi-am dorit de mică să scriu, cred că și tu. În momentul în care am început cu blogosfera, cu blogul, am început acum vreo 13 ani, când nu se știa mare lucru despre asta, nici eu nu știam în ce mă bag. Am văzut pur și simplu o platformă în care pot să împărtășesc părerile și mi-am făcut foarte mulți prieteni de atunci, cu care țin legătura și acum. Oameni nu doar din toată țara, ci și din toată lumea. Și am văzut atunci ce impact are un text pe care îl scriu asupra oamenilor. Adică reacțiile pe care le au oamenii la textele mele. Și atunci e cel mai minunat lucru pe care îl poți face. Să vezi că un text pe care îl scrii poate da un impact pozitiv în comunitate. Online, offline, de care e. Tu cum ai început, Elena? Eu am început în 2009. Știu sigur, era 25 noiembrie. Tu știi și data. Știu și data, da, e ceva memorabil. Ceva special, cred. Da, nu am început cu ideea de vreau să transmit o idee, vreau să vorbesc cu cineva. Pur și simplu am vrut să scriu și am văzut platforma respectivă și mi-a plăcut cum arată și stilul și cum e aranjarea în pagină și însă și ideea că pot scrie undeva ceea ce simt. Fiind și adolescentă, la vârsta respectivă e mai greu cu vorbitul cu oamenii din jurul tău și mai ușor cu scrisul. Și de acolo a pornit, nu a fost ceva planificat.
pe parcurs am evoluat, am trecut de la un blog general la un blog despre cărți și iată-mă aici. Da, deci, până la urmă vine așa, sincer, m-am gândit și eu să-mi fac un... Toată lumea se gândește. Da. Dar văzând câtă muncă este în spate, cât timp, pentru că nu înseamnă numai să scrii, înseamnă să-ți găsești subiectele, înseamnă să-ți găsești colaborator. Înseamnă multe alte lucruri. Cred că ar fi bine să ne spui ce înseamnă de fapt. Ce înseamnă un, da, un blog, nu? Și tinerii și vor să-și facă un blog și să scrie. Am avut aici în emisiune doi elevi, unul între 10 și unul între 11, un elev și o elevă, unul blogger și unul vlogger și unul blogger. Și am încercat să explicăm care este diferența dintre, pentru că este foarte important să știe tinerii din fața ecranelor. Și cred că e bine și pentru adulți și pentru tineri să ne explici, te rog, Andreea, ce înseamnă de fapt și de drept, da? Acum meseria sunt curioasă. Asta, a devenit, să știu, o meserie, da? Până la urmă. Chiar este o meserie. Da. Eu am câștigat câțiva ani buni doar din asta, așa că, dar este o meserie. Acum sunt curioasă dacă ceea ce vom spune noi despre blogging se aplică și la ceea ce au spus elevii, pentru că sunt oarecum păreri diferite. Da, sunt. Tu ești și vlogger, nu? Fac recenzii video la cărți, adică fac și recenzii scrise pe blog. Le îmbind, da, le îmbind, fac și pe YouTube. Eu m-am uitat, am văzut. Da, pe Elena's Bookshelf. Da. Ce înseamnă blogging? Înseamnă multă muncă, într-adevăr, e o meserie și sper să intre și în codul Cayenne, pentru că practic suntem mulți care facem asta și nu este recunoscută meseria, adică nu prea poți să streci asta în cartea de muncă, din păcate. Ce înseamnă blogger? E o responsabilitate enormă, pentru că odată ce ce transmiți un text în online, trebuie să ți-l asumi și trebuie să te gândești la tot acel impact pe care îl are textul tău. Unde ajunge? Ce se întâmplă cu oamenii care îl citesc? Transmiți lucruri pozitive sau negative? Pentru că este foarte ușor să transmiți lucruri negative, să fii troll și să... Da, e foarte ușor, scuze-mă, să manipulezi prin... Exact. Și să dezinformezi. Exact. Multă lume mă întreabă cum mi-am menținut comunitatea în jur atâția ani. E clar că de la început am avut câteva principii foarte clare și e vorba de respect pentru oamenii care citesc, e vorba de încredere, adică să nu promovezi lucruri în care eu nu cred, să nu-i mint niciodată pe cititori, să fiu transparentă, să nu ne înjurăm și să nu fim așa ca la campiată, exact. Și să promovez întotdeauna lucruri pozitive, să știu că tot ceea ce fac are un impact pozitiv. Știu că zic asta tot timpul, dar uite, la tine în emisiune nu am spus-o și atunci îmi permit să mă repet. Textele mele au avut foarte mare impact în rândul cititorilor și am reușit să schimb ceva în viața lor. Asta e cea mai mare bucurie a mea atunci când primesc mesaje de la cititori care îmi spun că au ieșit dintr-o relație de căsnicie unde erau abuzați, femei care erau abuzate, sau oameni care după 8 ani de zile au renunțat la un job pentru că nu le mai aducea satisfacție și datorită textelor mele au avut curajul de a-și da demisia și îi încurajez pe toți oamenii să-și dea demisia când nu se mai simt confortabil. Și testul suprem pentru mine a fost când am primit 3 mesaje de la 3 oameni diferiți care mi-au mulțumit că datorită textelor mele nu și-a mai luat viața și că oamenii aceia trăiesc datorită textelor pe care eu le-am scris. Și atunci asta este cea mai mare bucurie. Dincolo de câștigurile pe care le poți face din blogging și ce poți câștiga pe partea asta, dar impactul acela pe care îl au textele și bucuria pe care o transmiți mai departe, puterea pe care o ai și să știi ce faci cu acea putere, sunt mai presus de orice. Și e bine când știi să să o canalizezi, să o dirijezi acolo cum trebuie, cu măsură și unde trebuie. Granița Exact. Am impresia că nu prea există graniță. Tu trebuie să fii granița dintre. E nebunia aceea succesului. Toată lumea vrea succes, vrea trafic, vrea... Prima cât mai pagină mult. Pe Google. Exact. Și nu e vorba despre asta până la urmă. Da. Da, e frumos să ai foarte mulți oameni care te citesc, dar ce faci cu toți oamenii aia care te citesc? Faci ceva bine sau nu? Pentru că noi amândouă scriem despre cărți, de exemplu, printre multe altele. Da. Și e minunat când știi că datorită ție sunt oameni care cumpără cărți și le citesc. Este
fantastic. Elena, ai ceva de adăugat? Pentru tine ce a însemnat meseria aceasta? Sau ce a însemnat, eu știu, să te apuci de Mi-a plăcut blogger. Foarte mult faptul că am putut lua legătura cu foarte mulți oameni din multe colțuri ale țării și nu numai, lucru ce nu ar fi fost posibil în realitate. Nici acum nu ar fi posibil să îi cunosc personal pe toți cei care mă citesc. Și pentru mine este o satisfacție foarte mare atunci când scriu o recenzie și primesc un comentariu: vai, ce mult mi-a plăcut, voi citi și eu cartea. Pentru că sunt unele cărți care trebuie citite, merită citite. Având în vedere că în ziua de azi se publică atâta literatură, oricine scrie o carte, oricine poate să o publice, cărțile cu adevărat bune și valoroase nu ajung foarte des la public, pentru că ultima vreme lumea citește cărți comerciale. E mai ușor Așa. Să citești un titlu foarte simplu, cu o acțiune aproape telenovelistică, și e mai greu să ajungi la un clasic, de exemplu, sau chiar și la un scriitor contemporan care scrie mult mai bine, care transmite un mesaj cu adevărat important, dar publicul nu ajunge la el pentru că pur și simplu nu află despre. Și pentru mine este o satisfacție foarte mare să aflu că cititorii mei ajung și ei la acel titlu, îl citesc, poate le place, poate nu, dar avem ce discuta. Așa este. Foarte multe cunoștințe, de exemplu, mă roagă și mă întreabă ce titlu să le recomand, ce cărți au mai apărut, ce carte am mai citit. Le este mult mai ușor să afle de la mine și atunci, evident că transmit mai departe și spun, depinde, că îl întreb la un moment dat pe om, îl întreb ce ai preferat, ce gen, ce așa. Deci, voi, cum vă selectați voi cărțile? Chiar sunt așa curioasă. Și care e numărul? Că mă interesează. Care e numărul? Care citiți? Da, care e numărul? Da, pentru că este un exemplu și pentru tineri. Sunt și tineri care au citit o carte și sunt așa de bucuroși că au citit o carte și spun, sunt vlogger și spun că... Și mă bucură, pentru că și-au găsit, s-au identificat probabil cu personajul și vor să transmită mai departe acele mesaje din carte. Elena, sunt sigură că citește mai multe cărți decât mine, pentru că ea nu are copil încă. Încă. Eu citesc un pic peste 100 de cărți pe an, cam așa, iar Elena sigur citește mai mult. Tot peste 100, 150 pe acolo. Da, și ea este studentă și are și cursuri. La medicină, adică. Veterinară. Okay. Da, cam pe acolo e cifra, să zicem. Dar nu știu dacă contează neapărat cifra, cât... Pentru tineri contează, pentru că sunt câțiva tineri care, dacă citesc o carte la 2-3 luni, trebuie să recunosc, și atunci cu greutate, datorită programe școlare, dar nici atunci. Și aici voia să ajung, da. Da, pentru că e important să citească ceva și pe lângă programa școlară și e foarte bine să ajungă cărțile potrivite la ei. Sunt atât de multe cărți bune pentru copii, excelente, care nu se află în programa școlară, din păcate. Da. Să spui ceva? Da, datorită listei de lecturi care se află în programul școlar. De altfel, despre asta s-a vorbit și la Filit, despre rolul literaturii române sau cui pasă de literatura română contemporană. Problema este că în lista lecturilor la școală sunt incluse titluri care nu mai sunt actuale, da, pentru că bine, e bine să citești un clasic român, dar în același timp ar trebui să citim și contemporani, pentru că la noi se scrie și se scrie bine, doar că trebuie să cauți. Și eu eram destul de sceptică în ceea ce privește literatura română contemporană, dar de câțiva ani am început să caut și să studiez piața și avem scriitori buni, avem cărți foarte frumoase, dar nu se vorbește despre ele. Și mi-am propus să le promovez și pe acelea scrise la noi, pentru că avem scriitori buni, dar nu-i promovăm, nu-i cunoaștem. Asta e rolul vostru în comunitate, de fapt. Voi sunteți acei, să zicem, transmițători, da? Deci, de informație și și informația de calitate, că și aici e ceva sensibil. Deci când scrii sau când transmiți, să fie constructiv, educativ și de calitate. Da? Exact. Uite, luna aceasta am început pe pagina de Facebook a blogului de parenting, pentru că am și un blog pentru părinți. Am început o rubrică zilnică, se numește O carte pentru copii pe zi, și în fiecare zi promovez o carte pentru copii. Și are foarte mare succes, apropo de succes și trafic, pentru că părinții sunt înnebuniți să caute ceva pentru copiii lor, activități,
Iar lectura pentru copii cu siguranță este una dintre activitățile mele preferate. O practic și cu cea mică de când a fost în burtica mea și citim împreună cărți și recomand tuturor părinților să le citească copiilor în fiecare seară. Am mai avut dezbateri pro și contra. Contra? Da, pro și contra. Există? Noilor tehnologii. Nu, ah, tehnologia. Am crezut că erau pe cărți. Dar eu am rămân la părerea mea că nu contează pe ce suport citești. Dacă copilul dorește să citească o carte pe un calculator sau pe o tabletă, e ok, lăsați-l să citească, că altfel îngrădit și nu va mai citi nici cartea și nici de pe tabletă. Cel puțin asta cred eu și nu cred ceea ce am văzut chiar la mine în familie, deci nu... Am înțeles. Fiica mea are 4 ani și 5 luni, încă nu citește efectiv, are nevoie de cărți pentru că le descoperim împreună. Nu sunt nici împotriva, nici pro a digitalizării pentru copii. Cred că e foarte important să le dăm copiilor și opțiunea de digital, pentru că le dezvoltă foarte mult creativitatea și ăsta e exact. Viitorul până la urmă, da, dar exact. Ca fiecare lucru bun trebuie să fie trebuie făcut cu măsură și îmbinat, da. Adică niciodată nu i-am spus nu ai voie pe calculator, pe tabletă, ci petrecem împreună timpul acolo, descoperim ceva, după care trecem spre o altă activitate în mod natural, fără să-i spun gata, e prea mult, pentru că în momentul în care îi spun gata, e prea mult, știe că ceva nu e ok și atunci le luăm în mod natural, fără să facem o dramă din asta. Da. Ați fost acreditate, da, pentru blogării oficiali, da, amândouă, de fapt, de acesta este motivul principal pentru care am venit pentru care, da, pentru care v-am apelat așa pe Facebook, trebuie să recunosc. Uh-huh. E bun Facebook-ul, să știți, dar trebuie să munciți și acolo, pentru că până pui cap coadă și până găsești disponibilitatea pentru eu ca invitații să vină, pentru că au programe diferite și nu pot, dar eu am avut norocul și șansa de a le găsi pe cele două, Andreea și Elena, și mă bucur foarte mult. Povestiți-ne un pic despre un proiect pe care voi l-ați gestionat în al doilea an, este proiectul de al doilea an, nu? Proiectul acela cu cartea, da? Noi facem vânătoarea de cărți. Da. Da. Pentru că toată lumea, eu am invitat emisiunea trecută pe cei de la Alecart. Uh-huh. Și o invitată mi-a zis că eu am dat telefon, dar n-am mai reușit să ajung să iau cartea respectivă, dar mi-a dat indicii. Încă am să întreb totuși pe el, cu ei dat tu telefon? Povestiți-ne un pic, pentru că este un proiect foarte frumos. Foarte frumos. Chiar că este frumos și a avut răsunet național. Da. Anul trecut a fost prima dată, nu? Da, anul trecut a fost prima dată. Și a avut un succes mai mare decât ne așteptam exact, toți. Și exact. Anul ăsta lumea deja era pusă pe vreau să găsesc cartea. Da, erau toți care este indiciu unde caut cartea, e cartea respectivă. Au avut și posibilitatea de a alege cărțile într-un fel, pentru că am fost 16 da. Blogări acreditați, au fost 16 volume și 16 posibilități, uh-huh. 16 locuri de a le găsi și a fost foarte interesant că am primit, cred că toată lumea a primit mesaje, uite, sunt aici, aici e locul, aici ai ascuns, nu, mai caută, aștept următorul indiciu și tot așa, a fost foarte frumos. Nu poți să ne mai dezvălui așa un pic cam câți cititori te-au sunat sau câți și-au dorit cartea respectivă? Ce carte ai avut? Uite, chiar. Am avut iar dimineața Vor veni rușii de Iulian Ciocan. Nu știu dacă a fost o chestie planificată, faptul că atunci când m-am dus să iau volumul s-a nimerit să am un volum scris de un scriitor din Republica Moldova. Eu sunt de Republica Moldova și am făcut același lucru și anul trecut, am citit mai întâi cartea, după am ascuns-o și am avut surpriza să citesc în cartea respectivă despre niște personaje care locuiau în zona în care am trăit și eu, în care am copilărit și eu. Iau, și pentru mine a fost o surpriză foarte frumoasă cartea respectivă. Am avut ocazia să-l întâlnesc și pe scriitor în cadrul evenimentelor Filit, dar am citit cartea și am ascuns-o, dar cred că sunt singura dintre toți blogării care a rămas fără poza de la final. Adică ideea era să găsească cineva cartea, să-și facă o poză, să o pună pe Facebook sau pe Instagram,
Cartea pur și simplu s-a evaporat. Mi-au scris mai multe persoane, uite, am venit în acest local, cartea nu mai este, am căutat-o, nu-i nicăieri și a rămas în aer. Totuși sper că persoana care a găsit cartea așa, se bucură de ea. Să se bucure, da. Și să facă o poză și să-ți exact. Trimite și ție, pentru că e muncă, să știți. E muncă în spatele, pare foarte ușor, dar e o muncă de organizare. În primul rând citești, în primul rând răspunzi. Te gândești la indicii. La indicii. Da, și la indicii. Deci, indiciile le făceați voi, nu? Da. Interesant. Am făcusem un plan pe 8 zile cu indicii, am avut un board de ăla în care puneam litere ca să fac mesaje, deci am muncit un pic la toată treaba asta cu fotografii, cu vorbit la locul respectiv, să o ascundă bine. Și era interesant să-i observ și pe ceilalți blogări unde au ascuns cartea, care dacă sunt indiciile lor. Dacă noi nu știam lor. Între noi Da, nu ne-am vorbit. Fiecare a luat cartea, a decis unde să o ascundă. Și era destul de interesant că încercam să ghicesc și la Andreea, de exemplu. Eu nu am ghicit. Cred că la Darian am ghicit. Am ghicit la câțiva, la alții. Îmi plăcea ideea să citesc indiciile, să văd A fost cum le foarte formulează. Tentant, într-adevăr. Și anul trecut primisem telefoane de la radiouri și din București care mă sunau pentru interviuri, că wow, ce tare e, dar la București nu se face. Zic, păi, faceți-vă singur, vreți să venim noi de la Iași să vă facem. Și suna foarte bine pentru toată lumea. Eu sper să aplicăm treaba asta și în afara Filitului. Chiar vorbisem cu Amelia Gheorghiță de la Filit, prinde foarte bine și este o metodă excelentă să încurajăm pe oameni să citească și în afara perioadei de Filit. Hai să facem asta mai des. Și să descopere locuri frumoase. Păi, adică, da, asta este. Nu doar cartea, ci și locația. Toată lumea a ales câte o locație foarte interesant, așa, cu o atmosferă boemă, aș zice. Nu avem voie să le spunem numele acum, știu, dar... Da. Ce carte ai avut, Andreea? De la Jonathan Franzen am avut, pentru că toată lumea spunea că Franzen a fost capul de afiș, dar nu a fost. Nu a fost pentru că toți au fost oameni și scriitori foarte îndrăgiți, de la fiecare am avut câte ceva de învățat, de descoperit. Da, planificasem și eu, cum spuneam, pe 8 zile. A fost descoperită mai devreme cartea mea. La fel, foarte mulți oameni care mi-au scris și mă întrebau, e acolo. Și spuneam, n-am voie să spun dacă e acolo sau nu, trebuie să te duci până acolo și să vezi. Mergeau până acolo și vedeau că nu e. Dar i-am scos un pic pe oameni din zona de confort, pentru că sunt obișnuit să stau în fața calculatorului foarte mult și am pus un pic la plimbare. Da. Mergi și descoperă Iașul, pentru că Iașul este foarte frumos. Da, și mai ales că are multe locații, multe locații culturale, multe locații cu încărcătură istorică, fiind și în anul centenar, deci îmi imaginez că i-ați toți dus prin diverse locuri, nu dezvulgăm. Exact. Dar a fost și un tur turistic, cred că. Exact. Nu o să spun numele acum unde a fost ascunsă cartea, pentru că știu că nu am voie, dar personal i-am dus într-un loc unde se mănâncă natural, pentru că țin foarte mult la treaba asta, cu mâncare din ingrediente naturale. Și toată lumea a dus așa prin zone de culinar, de cultură, de istorie și poate dacă tot facem treaba asta în afara Filit, ar fi frumos să le combinăm mai mult cu turismul și să descoperim și povestea din spatele unei clădiri sau unui loc. Da. Merită acest proiect dus mai departe. Mă gândeam chiar în săptămâna altfel, mă gândeam chiar și de sărbători, cine știe. Da, pentru că prinde nu numai la publicul tânăr, nu numai la publicul adult, ci și la publicul tânăr. Da. Și atunci aici ai... Asta voiam să zic, că au participat toate categoriile de vârstă, adică nu au participat doar adolescenți sau doar tineri între 20-30 de ani, au participat toți, de la mic la mare și mi-a plăcut foarte mult acest aspect. Vă spun eu, dacă ascundeți o carte pentru, eu știu, un preșcolar, e jale. Și află preșcolarul, părintele trebuie să găsească cartea oricum. Da, și la Filit a fost cea mai tânără scriitoare de la Filit, care avea 11 ani. Delia, e Calancea, da? Da, sper să reușesc să o aduc și pe Delia, pentru că este un copil care s-a dezvoltat frumos și scrie frumos și chiar copiii m-au rugat să facă cunoștință cu ea. Și te bucură când vezi că cei mici care vin din urmă sunt chiar selectivi, deci nu citesc decât ceea ce le place și dacă cartea respectivă transmite un mesaj.
până și au ajuns să fie atât de critici, da? Și de cum arată și ce mesaj transmite și dacă e frumos ilustrată. E foarte bine să fie critici de mici, da, pentru că își dezvoltă gândirea și pentru că nu așteaptă de la sistem, de la părinți, de la profesori ce să facă. Noi venim din generația în care învățam rezumate și multe altele pe de rost și citate întregi pe de rost, comentarii, și citeam doar ce ni se dădea, pentru că oricum nici nu erau foarte multe opțiuni pe atunci. Dar mă bucur că ei au șansa asta de a alege și de a gândi singuri și de a critica, de a spune asta e bine, asta nu e bine. Da, așa de e. A lua decizii. Că o fac. Și că o fac, exact. Da. Nu doar au ocazia, generația mea, cred. Am avut ocazia, dar per total... Și m-ați profitat de asta. Încă mergem pe principiul, cum se zice, listele care ni se propun, de lecturi mă refer. Uh-huh. Suntem așa o generație mai de tranziție. Da, dar faptul că ați îmbinat noile tehnologii și informațiile care vin ca o avalanșă către voi și vă puteți lua acele informații din mediul online, da? Vă dezvoltă altfel, v-a dezvoltat oricum altfel față de, să spunem, noi care a trebuit să facem o reconversie, să tot asimilăm, să tot asimilăm noi informații. Voi v-ați născut cu tehnica și asta este un mare avantaj pentru voi. Eu așa, ia să vedem, am dreptate sau nu? Tu trebuie să spui, că tu o simți altfel. Eu tehnica am prins-o prin gimnaziu deja. Ok. Deci generațiile mai mici decât mine s-au născut. Bine, cu tehnica. Bine, acum nu divulg, că aș fi vrut să te întreb, dar nu mai divulg. Da, dar oricum ai trecut înseamnă de la acele, să zicem, referate care le scriai, copiai din carte și le puneai în ghilimele și la mai departe, și te-ai dus către referatele din mediul online, da? Deci aveai acces la așa ceva, nu? Da, prin gimnaziu, zic, copiii în ziua de azi, în clasa întâi deja au telefon, calculator, tabletă. Noi, generația mea, nu am prins asta. Noi am prins asta un pic mai târziu. Da, la asta mă refeream. Da, că... Acum la facultate, oricum îți e mult mai ușor și mai nu mai contează. Noi facem parte din altă generație. O generație frumoasă, o generație care a avut și ea ceva de spus, cum fiecare generație normal. Ceva de spus. Da. Că mi-am adus aminte de generații. Ce zice domnișoara ta? Ce când... zice domnișoara, da? Despre ce? Că ea zice multe în fiecare zi. Despre meseria asta pe care, eu așa o consider, meseria pe care o ai tu. Te ceartă că te deplasezi, că mergi în deplasări, că te vede pe ecran, te vede în stânga, în dreapta. Știe, adică i-am explicat de mică ce fac. A întrebat-o cineva cu ce se ocupă mami și a zis că scrie. Mami scrie, asta face mami. O iau cu mine la evenimente, că organizez sau particip. O iau cu mine. Într-adevăr, urmărește emisiunile TV în care apar. Cu siguranță o va urmări și pe aceasta și tot timpul zice, a, ai zis iar de mine și se bucură. Păi înseamnă că i-am făcut o bucurie. Bineînțeles, bună, Rebecca. Ce să mai zic? Cred că e bine ca toți copiii să știe ce fac părinții lor și nu neapărat să ducă mai departe meseria aia dacă nu li se potrivește, ci să se dezvolte personal cum crede fiecare. Așa este. Dar oricum e un exemplu când mami vede că e un exemplu pentru copil, da? Când vede că intervine, că are simț civic, că atunci dezvolți, da? Și copilul asimilează mult mai bine la vârsta mai fragedă. Absolut. Deci... Și e clar că mesajul nu este că doar muncim, da, ci facem și foarte multe activități pentru comunitate, facem și foarte multe activități împreună de relaxare. Dar da, e bine să știe, și la grădiniță învață asta foarte mult, să-i ajutăm pe ceilalți, să facem lucruri pentru comunitate și contează, în primul rând, să facem bine și apoi mai vedem cum e cu munca și cu banii. Da, pentru că așa ați pornit, da, și dumneavoastră și... scuze-mă, Elena. Și Elena și Andreea. Da, așa ați pornit și de la simțul acesta civic către ceva de acolo, către oameni, a da mai departe, da? Peste câțiva ani vine și Elena înapoi și o să spună și ea ce crede domnișoara ei sau domnișorul ei. Domnișorul preferabil. O să vedem. Ne ținem aproape.
colaborați foarte mult și cu ceilalți blogeri din țară, da? Cum s-au văzut evenimentele de la Iași? Pentru că am avut atât pe cultural cât și religios, totuși sute de pelerini au venit la Iași, sute de invitați au fost, cred că 100 parcă de invitați, nici nu mai știu exact, la Filit. A, la Filit, ok. Da, nu, la Filit. Deci, oricum, deci a fost esență mare de cultură și... Erau foarte mulți. Erau foarte mulți, exact. Peste, nu știu, cred că mai mulți. Uh-huh. Nu m-am informat eu prea bine de număr. Uh-huh. Dar s-a văzut și în afară, pentru că ea și-o este cunoscut în afară. Nu mai e nevoie să faci, o promovare, să te chinui să faci o promovare pentru Iași. Iașul deja are un brand, există brandul Iașului, uh-huh, da? Și atunci... e ușor să transmiți mai departe, dar poți să vezi efectul, impactul, cum s-a propagat această știre și aceste evenimente, cum s-au propagat pe mediul online. Cred că voi sunteți cele mai în măsură să-mi spuneți ce ați simțit voi. Eu știu că ați pus pe paginile voastre de Facebook, de blog. Na, cum a fost? Cum a fost? A fost o eternă sărbătoare pentru mine, cel puțin. Anul trecut nu am reușit să ajung la toate evenimentele la care mi-am propus să ajung și anul ăsta am zis că nu mă interesează, îmi fac timp, îmi fac programul după cum vreau eu, nu după cum vrea facultatea și orice altceva. Repet, încă nu are copii, deci a ajuns la toate. Da, sunt conștientă de avantajul ăsta. Și am ajuns la toate evenimentele la care am vrut să ajung și mi-a plăcut foarte mult. Adică dacă ar fi durat un an, filetul tot nu m-aș fi săturat de el. Ce tare! Chiar m-am bucurat pentru că te-am văzut de la foarte multe evenimente la care ar fi și vrut și eu să merg și n-am apucat, din păcate. Și chiar sper ca, nu știu, mai mulți bloggeri să se adune și anul viitor, pentru că nu trebuie să fim doar cei care scriem recenzii despre cărți, ci și bloggerii mai generali care din asta o pasiune. Filitul și nu care... e doar despre cărți, exact. Este despre oraș, despre cultură, despre oameni. Uh-huh. E un festival multilateral și... pentru mine, cel puțin, cred că a fost evenimentul toamnei, adică exact. A trecut așa, rapid, nici nu mi-am dat seama și mi-a părut foarte rău când s-a terminat, pentru că a dispărut cumva atmosfera de sărbătoare din Piața Unirii, cel puțin era plină în continuu și dimineața și la amiază și seara și noaptea, că a avut loc Noaptea Alba Poeziei. Da. Casa Filit este o casă minunată. Da. Am văzut acolo tabelul Mendeleev. Cu toți la intrare așa, cu toți scriitorii, deci o idee super și mă gândeam ce-ar fi să combin din stânga, din dreapta, din grupa 1, grupa 2 și așa mai departe, elementele între ele, de fapt au fost combinate și a ieșit ceva, o rețetă a fost superb, pentru că toți care au venit, toți scriitorii, își doreau, îmi spuneau tinerii de la Alecar, că își doreau foarte mult să participe la aceste întâlniri cu tinerii. Își doreau foarte mult să cunoască orașul și publicul ieșan, pentru că trebuie să recunoaștem că publicul din Iași este un public de calitate. Da? Îmi permis să spun acest lucru, pentru că, din punct de vedere cultural, noi am încercat încă de la Revoluție să menținem Iașul pe această linie și Filitul a pus punctul pe ei, da? Deci Filitul a dezvoltat, un consum ăsta de cultură, de lectură, care nu are vârstă, de la preșcolar până la vârsta a treia, da? Și Filit și festivalul de teatru, da, tânăr. Pentru că vorbim și despre el. Exact, sunt amândouă evenimente foarte mari, au venit niște oameni extraordinari la ambele. Din 5 continente, da? Deci nu e mare lucru, deci exact. 5 continente, peste 20 de evenimente acolo, de lucruri deosebite pe care le face doamna Oltița Cântec, exact. Și tot pentru copii, pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoți, totul pentru comunitate, că despre asta este vorba, despre comunitatea noastră și le mulțumim oamenilor de cultură și
celor care s-au implicat, voluntarilor, pentru că ajută și încearcă să aducă Iașul pe cel mai înalt, pe cel mai înalt nivel, pentru că la cel mai înalt nivel, mă repet, sunt și foarte emoționată când vorbesc despre Iași, parcă vorbesc despre... Exact, și mai ales despre evenimente atât de frumoase. Da, mă emoționează pentru că îmi place atunci când... îmi place să văd acel micuț care cumpără o carte, îmi place să văd doi... Un micuț care merge la o piesă de teatru. Da, la o piesă de teatru, da. Uh-huh. Și spune, păi, hai să mergem la teatru, exact. Da? Ce poți să-ți dorești mai exact. Mult decât asta auzim ca părinte, și noi în fiecare da? Duminică. Hai la teatru. Nu? Și e foarte minunat. E un câștig. E exact. Un câștig prin exact. Aceste festivaluri. Deja la festivalul de teatru am ținut un atelier de blogging cu echipa care s-a ocupat de blogul festivalului. Și deja vorbim despre ce facem la următoarea ediție, pentru că festivalul de teatru ajunge la 12-a ediție anul viitor, așa că va fi foarte interesant. Și sperăm să adunăm mai mulți blogeri din Iași și la festivalul de teatru. Acum să putem, pentru că e festivalul de literatură, festivalul de teatru și sărbătorile Iașului. Da, e prea mult, adică... Vrem și noi un pic așa de spațiu. Da, au fost trei evenimente, să spunem două care s-au suprapus, trebuie să recunoaștem. Publicul s-a cam împărțit și e păcat pentru că poate ar fi venit mult mai multă lume, dar trebuia să alergăm de colo-colo, știți? Bine, așa s-a putut anul acesta, anul viitor o să fie și mai bine. Important că este și se întâmplă, pentru că noi am suferit atunci când se spunea că Filit nu va mai fi, că nu intrăm în detalii, dar ne dorim și vrem în continuare ca aceste evenimente să fie susținute și probabil că le vom susține și noi, pentru că toate instituțiile de cultură și de învățământ au susținut și au sprijinit aceste evenimente. Practic fiecare cetățean le poate susține. Fiecare cetățean are un profil de Facebook, poate să dea un simplu share, un check-in, orice. Să pună o poză. Exact, exact. Și își aduce fiecare propria comunitate, propria familie, proprii prieteni. E foarte Eu, simplu. Vă zic că cei din afară, cel puțin ceea ce cunosc eu, au monitorizat tot ce se întâmplă aici, deci pe rețele de socializare. Eu trimit și eu mai departe, că am în toată lumea împrăștiate rude și trimit și vai ce frumos e la voi acolo, vai, aș vrea să fiu și eu acolo. Da, ne mândrim și sperăm să facem lucruri bune, să punem umărul toți din comunitate, să menținem acest brand, pentru că v-am zis, Filitul și festivalul acesta de teatru chiar sunt două branduri importante pentru Iași. La Filit mi-a plăcut foarte mult atitudinea voluntarilor, pentru că doar uitându-te la ei deveneai și tu entuziasmat, voiai și tu să fii acolo în miezul acțiunii. Nu știu, voluntarii ăștia care erau peste tot te făceau să vii la ei, să-i întrebi ce se întâmplă, unde vă duceți, cine apare. Mi-a plăcut foarte mult, adică ei au... Cred că voluntarii au format așa bula aceasta de Filit, de atmosferă. Da, pentru că, știi, ei au dus mesajul mai departe, ei s-au ocupat, așa este, da. Da. Vorbesc din punct de vedere al voluntarului, că și eu sunt voluntar al comunității. Toți suntem. Da. Și atunci când îți place ideea, cum spunea și Andreea, și atunci când vrei să ajuți, totul e posibil. Să mergem un pic și la lucrurile mai așa, mai neplăcute, zic eu. Așa pe final de emisiune? Da, pe final așa de emisiune, așa poate spuneți. Ați fost și criticate pentru ceea ce ați scris sau pentru inițiativă? Cum a fost? Da, mai sunt momente de-astea când suntem criticate, pentru că e foarte simplu să critici pe cineva când nu ești de acord cu o părere. Cred că cele mai mari critici le-am primit pe blogul de parenting, pentru că acolo toată lumea se pricepe cum să crească copilul al cuiva. Am învățat de-a lungul timpului să nu le bag în seamă, pentru că nu are rost. Adică unele sunt... Una e să fie argumentate și să fie susținute logic și alta e pur și simplu să arunci niște cuvinte care nu... Sub masca anonimată. Da, de răutate, exact. Că nu poți face la fel. Sau exact, ceva exact. Da. De ce faci așa? Nu e bine. Eu știu mai bine. Stai puțin că... Da, fiecare își crește copilul altfel. Da. Fiecare are o altă experiență. Fac ceva pentru că
asta simt și asta mi se potrivește, nu se potrivește asta tuturor și atâta timp cât nu fac rău cuiva. La tine cum? Eu, având un blog mai nișat, am mai primit comentarii și pe blog și pe, și pe canalul de YouTube legate. Nu sunt de acord cu părerea ta legată de această carte. Și, da, ok. Eu am citit cartea respectivă, mi-a plăcut și mi-au plăcut aceste aspecte. Poate tu nu ești de acord cu ele sau cu impresia pe care mi-a creat cartea respectivă, dar e ok, fiecare aveam dreptul la o părere, la o opinie. Fiind vorba despre cărți, e mai... Da, fiecare cum simte și da, cum... Da, nu e nimic bătut în cuie, da, dar da. Am mai primit și mesaje kilometrice, dar sub masca anonimatului, și care arătau, de fapt, frustrarea persoanei respective cu problemele sale. Nu aveau nicio legătură cu ce vorbesc eu acolo în video sau ce scriu eu acolo. Erau niște atacuri, nu neapărat atacuri, erau niște nevoi, niște oameni care aveau nevoie să spună ce simt undeva și... Și-au găsit nișa. Au găsit... Da, să știi că este o problemă reală. Pentru noi acum, după atâția ani, e ok, le luăm ca atare, trecem peste, nu ne mai afectează. Dar pentru cei care sunt foarte tineri, pot fi probleme reale de depresie și anxietate, pentru că ei sunt la vârsta în care își construiesc identitatea proprie și mesajele acestea negative le pot zdruncina un pic încrederea de sine. Și atunci e bine să revenim la aceleași probleme cu psihologul, cu terapia, cu părinții care să vorbească tot timpul și să le explice ce înseamnă mediul online. Pentru că sunt multe de discutat în mediul online, nu e chiar atât de simplu. Da. Așa. Cum vedeți voi blogosfera peste vreo 5-10 ani? Cum vă imaginați voi că va fi? Pentru că trebuie să fim realiști. Dacă lucrurile tehnic, se schimbă, exact. Lucrurile se schimbă și nu cu viteza dorită de noi. S-au schimbat deja foarte mult. Nu mai este ce a fost înainte blogosfera, cu siguranță. Nici eu nu mai scriu așa de mult cum scriam înainte. Recunosc, am și copii și revenim la aceeași problemă. Am și 3 bloguri și atunci e destul de greu de gestionat. Dar, într-adevăr, lucrurile se vor schimba cu siguranță și va acapara foarte mult partea asta de vlogging. Da, deja începe. Generațiile mai tinere, cel puțin, deja încep să prefere informația în format video decât în format scris. Și se simte, se vede și după ce apare pe piață și după numărul de oameni care citesc anumite bloguri. Da. Se schimbă. Ce le recomandați, eu știu, celor care vor să se apuce de această nouă meserie? Ce le recomandăm, Elena? Pentru că tinerii vor dori, tinerii chiar au și început, dar ei nu știu. Cum să vă spun, simplu fapt că fac un filmuleț la ei acasă, pentru ei e ok, că nu-și dau seama, eu știu, și de alte pericole din spatele. Corect. Da? Dar sunt și adulți care vor să înceapă. Ce le recomandați? Le recomandați anumite site-uri? Le recomandați unde să se logheze? Ce să facă? Sau nu puteți acum să pe final de emisiune ne întreba. Ne mai stăm o emisiune să-ți povestim despre asta. Eu le recomand să fie autentici. E bun cuvântul ăsta, îmi place. Autentici și să se informeze înainte de a spune ceva, mai ales când este vorba despre un domeniu în care nu activează. Da, pentru că, așa cum spuneam și mai înainte, e foarte ușor să dezinformezi și să manipulezi. Și dacă nu ai informație verificată, o transmiți și se duce așa ca un... Pentru că ești responsabil pentru cititorii sau urmăritorii tăi și cred că este important să transmitem lucruri corecte mai departe. Și blogul e o carte de vizită până la urmă în mediul online. E identitatea și imaginea pe care ți le crești în mediul online. Tot ce pui acolo poate fi contează, da. Pentru tine sau împotriva ta, cu siguranță. Și, bineînțeles, împotriva sau pentru ceilalți. Vorbim, mă întorc tot timpul la tineri, pentru că ei sunt în formare și cei mici, de la, să zicem, clasa 4-a până la clasa 8-a, deja mânuiesc foarte bine aceste...
tehnici, mănânc foarte bine telefoanele, aplicațiile de acolo și merg pe stradă și chiar am văzut o domnișoară care mergea pe stradă și acum suntem aici, explica pe unde merge și ce face. Bine, ne fiind atente că s-ar putea să cadă, să se împiedice. Da, asta nici nu mai spun. Nu mai trecem peste. Dar se întâmplă și trebuie să fim realiști că ăsta este viitor. Din păcate, îmi pare foarte rău că emisiunea s-a terminat. Poate vă mai invit și promit că vă mai invita, pentru că avem foarte multe... Nu-i problemă. Până atunci invităm pe oameni să ne viziteze blogurile. Exact, să vă viziteze blogurile. Și canalul YouTube. Exact. Sunt Irena Ioana Brodocean. Vă mulțumesc pentru atenție și le mulțumesc invitatelor mele, Andreea Ignat și Elena Druță, pentru că au fost alături de noi în această după-amiază. Vă aștept luna viitoare la o nouă emisiune de la ora 18. Vă mulțumesc!